Alexandra Stan și-a șocat fanii în momentul în care anunța că s-a căsătorit. Mulți nici măcar nu știau în acel moment că Veta trăiește o poveste de dragoste. Între timp, chiar dacă admiratorii săi sperau ca ea să-și întemeze o familie cu Emanuel Necatu, vestea divorțului a venit ca un trăznet. Cântăreața a preferat să păstreze tăcerea mult timp cu privire la despărțirea de soțul ei. Dar iată că într-un final a spus adevărul despre mariajul scurt pe care l-a avut cu Emanuel Necatu. Veta a mărturisit de ce s-a ajuns la separare la doar câteva luni după ce a mers în fața altarului. Acum nu vreau să-l jignesc pe Emanuel. Este un om super ok și are foarte multe calități, de asta m-am și îndrăgostit inițial de el. Nu eram prea pretențioasă, m-aș fi căsătorit cu oricine mi-eșa în cale. Am încercat să facem copii, am mers la doctor, am făcut investigații, a povestit artista la The Show. Alexandra Stan a mărturisit că a muncit mult pentru ca relația să funcționeze, însă despărțirea a fost inevitabilă. Ba chiar încă de la început, artista simțea că nu este totul chiar așa de roz, dar a preferat să nu își asculte intuiția și să rămână alături de partenerul său. Îmi doream pe cineva care este un om normal, nu cântăreț. Nu i-am confundat lucrurile. Eu îmi doream să am o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla interior. Eu cu mine trebuie să lucrez, să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic. Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu este bine, la un moment dat când simt că s-a depășit o limită, pun stop și nu pot să mă mai întorc. Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu este ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții de relația asta, a adăugat Alexandra Stan.